dragi invitați, dragi elevi, stimați colegi, avem bucuria să îi primim ca oaspeți la Baia Mare, ei colegii de la Universitatea de Artă și Design din Timișoara, cu oferta educațională pentru Facultatea de Arte Decorative, Direcția de Studiu sau Programul de Studiu Mode, Design Vestimentar și Textil. Sunt câteva din... E o selecție a câtorva lucrări pe care cei de la Timișoara le-au trimis la Baia Mare pentru a prezenta o parte din universul creației a libertății cu care studenții, absolvenții și masteranzii se întâlnesc în această școală. Îmi explic încă o dată calitate de ce noi, ca posibil concurenți, noi suntem cu Facultatea de Arte din Timișoara într-o relație de parteneriat, întrucât 4 ani de zile am ținut lucrările de licență ca specializare la Timișoara. Comisiile de la Timișoara s-au deplasat în teritoriu și mai mult de atât sunt cei care au pus o piatră de hotar alături de pictorul Liviu Suhar de la Iași pentru înființarea specializării în anul 2000 la Baia Mare a Direcției de Studiu Pictură. Absolvenții ai noștri au continuat studiile masterale la Timișoara. Din acest an avem aprobată Direcția de Studii de Masterat la Baia Mare și de asemenea 6 absolvenți ai noștri au dobândit titlul de doctor în arte vizuale, tot în cadrul Facultății de Arte de la Timișoara. În afară de acest lucru, în aceste zile, la Timișoara este o expoziție a studenților facultăților de artă din țară, printre care expun și studenții de la Baia Mare și am confirmări că lucrările reprezentate de către aceștia se bucură de foarte mult interes și multă admirație din partea profesorilor, întrucât este o orientare interesantă, altceva decât pragmatismul imediat a unui program de studiu care are deja generații întregi în față. Avem bucuria totodată să avem alături de noi reprezentanta Facultății de Arte din Timișoara, absolventa a Liceului de Arte de la Baia Mare, și aici aș adăuga pe domnișoara Sandra Celi Achira, aș adăuga că alături de domnia sa mai sunt 2 absolvenți ai Liceului de Arte din Baia Mare, care sunt asistenți universitari la Timișoara, în cadrul acestei facultăți. Nu este puțin lucru ca din producție artistică, să spunem așa, a Liceului de Artă și a Centrului din Baia Mare, să ajungă asistenți universitari, parcurgând normal după aceea treptele didactice necesare unei configurații pe care o presupune învățământul românesc de artă. Și am să o rog pe domnișoara Sandra Chira să vă spună câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă astăzi aici, despre opiniile asupra lucrărilor expuse și, eventual, despre oferta educațională pe care văd că a răspândit-o deja prin client. Vă rog. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Aș dori să spun că expunem, așa cum a spus și domnul Suciu, lucrările studenților, masteranților și doctoranților secției de design vestimentar și arte textile. Oferta educațională am prezentat-o prin admitere și printr-un concurs în acele broșuri și dacă aveți întrebări, o să vă rog la sfârșit să mi le puneți. Sunt lucrarea studenților din anul 1, 2 și 3 de la master și am încercat să facem o selecție în așa fel încât să cuprindem cât mai multe tehnici și cât mai multe domenii de activitate pe care facultatea noastră încearcă să le cuprindă, de la fotografie de modă, la creație vestimentară, la creație experimentală, la creație pret-a-porte, în partea de arte textile, o serie de tehnici, imprimeu, tapiserie, tot așa experimental. Aveți acolo o instalație, lucrare de licență de la textile. Și aș dori să-i mulțumesc domnului director pentru prezență și pentru găzduire. Da, emoțiile inerente, am uitat să o prezint, este asistent doctorant, alături de echipa celorlalți doi, fac parte din noua generație care vor constitui rezerva de cadre didactice a Universității din Timișoara. Și
Vreau să vă spun că Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Artă, asigură întregul ciclu didactic, adică 3 ani de licență, 2 ani de masterat și 3 ani de studii aprofundate de doctorat pentru cei care doresc ca să continue fie în manieră de cercetare științifică sau la catedră, după aceea în cadrul artelor vizuale. Am să rog pe domnul director, profesor dr. Teodor Ardelean, cel care de fiecare dată este alături, promovează, susține și spune eu cu mare cinste despre actul de cultură care se întâmplă la Baia Mare și aduce o contribuție deosebită, spuneam conducerii facultății de la Timișoara, prin discursul pe care domnia sa l-a avut anul trecut, că îl pot constitui într-o bază de date și de prezentare a universității prin cuvântul pe care domnia sa l-a rostit anul trecut la vernisaj. Am să rog de această dată să ne spună câteva cuvinte și sunt sigur că dimineața s-a documentat despre noutățile în ceea ce propune viziunea documentară de la Facultatea de Arte din Timișoara. Vă rog, domnule director. Vă mulțumesc. Vă spun bun venit vouă, apostolilor Timișoarei, cu lucrările pe care le-ați adus aici și ne bucurăm. Ne bucurăm să fie la Baia Mare, să fie lângă noi. Recunosc că față de prestația mea cultural-intelectuală de anul trecut, anul acesta nu voi reuși să mă ridic, pentru că sunt marcat de alte elemente ale conexiunilor culturale maramureșano-bănățene sau băimăreano-bănățene, pentru că m-am întors abia seară dintr-un periplu non-imaginar la Uzdin, Vârșeț, Oravița, Orșova și Timișoara. Deci, în Banatul, care este în întregime românesc, despărțit convențional printr-o graniță terestră și nedreaptă, tot așa de nedreaptă, pe cum granița asta de pe Tisa, două treimi din Maramureș a rămas dincolo, datorită elementelor de nedemnitate națională ale diplomaților români la convorbirile de pace de la finalul Primului Război Mondial și tot așa s-a întâmplat și cu Banatul, totuși mult mai iubit de familia Brătianu care conducea țara atunci. Deci, voi spune probabil alte elemente legate de nevoia de a cultiva o apropiere cât se poate de egală și frățească între Maramureș și Banat. Pentru că ne unește chiar și această istorie, dar mai ales ne unește această necesitate de a avea pe cineva lângă tine. Știți că poate voi, copiii, poate că ați citit, poate n-ați citit, nici nu-i bine să vă antrenați neapărat în astfel de lucruri, ci voi să vă exersați talentele acolo, dar există în fața Băii Mare o serie de piedici, ca nu cumva să ajungă prea departe pe linia artistică. Și printre cei care ne împiedică sunt mulți exponenți din Cluj-Napoca. Clujul este invidios pe unele realizări din domeniul de la Baia Mare, mai ales de când un produs al Băii Mari și al Clujului, Adrian Ghenie, are cele mai bine vândute tablouri din lume. Ei spun că este produsul lor, pentru că acolo au făcut facultatea, noi spunem că este produsul nostru, pentru că aici a fost descoperit și școlarizat prima dată. După care, cu privire la școala de pictură băimăreană, 1896, Clujul nu se poate revendica așa de bine de la așa ceva, sau cel puțin nu poate face cu temeiuri recunoscute european și de aceea cineva din Cluj, un fost rector, zice că școala băimăreană de pictură a fost o școală populară de artă. Nu recunoaște că de fapt a fost o academie. Sigur, acum fac aici, deschid o altă paranteză, este într-un fel un gest destul de agresiv să numești o școală superioară din domeniul artelor plastice academie. Aici lucrurile au depășit măsura. Într-o țară nu există decât o academie. Nu Academia Forțelor de Uscat, nu Academia de Artă și Design, nu Academia de Arte Frumoasă și așa mai departe. Academia e una singură, nici măcar încă una oamenilor de știință sau de științe agricole și silvice așa mai departe. Una singură. Este o regulă generală. Oricum, în bătălia aceasta
de emancipare pe care noi o purtăm cu noi înșine și cu ceilalți, noi, băi Mareanii și maramureșenii, noi avem nevoie și de solidaritate. Și niciodată nu o să se solidarizeze, mă ierte domn profesor care e bătlădean la origine, nu o să se solidarizeze Iașul cu noi, că n-are de ce. Bucureștiul nu se solidarizează cu nimeni. Bucureștiul e ca împăratul pe vremuri, care nu vrea decât ca toată lumea să vină să-i pupe coala și să se declare, mă simt bine sub autoritatea ta, mărite București. În orice domeniu. A făcut-o Timișoara, dar Timișoara, să știți că s-a înființat, sau mă rog, reînființat, că istoria e convulsivă și în privința Timișoare, Timișoara s-a înființat cu ajutorul Clujului. Și după aceea s-a independentizat și merge așa de bine, partea aceasta de învățământ merge foarte bine, așa încât între cei patru mari, București, Iași, Cluj, Timișoara, acest patru, al patrulea mare, care la început era cel mai mic, în ultimii ani, vine și cucerește lauri la diferite formule care țin de creativitate, de imaginație, de creșterea competitivității pe paliere de modernitate, pentru că și în artă există multe elemente de modernitate. Pentru cei ce... Eu nu sunt artist, nu sunt nici critic de artă, nici altceva, sunt un dornic de cunoaștere și ca atare mă mai interesează. Spre exemplu, când am fost în Irlanda, n-am înțeles până atunci de ce finlandezii sunt cotați ca fiind cei mai buni specialiști în design din lume. N-am înțeles până când am ajuns în Finlanda. Când am ajuns în Finlanda, am văzut că Alvar Aalto, cel mai bun arhitect designer și designer arhitect, a fost atent la clădirile pe care le-a proiectat, chiar și la clanțele sau elementele de mânuire ale ușilor într-o deschidere sau închidere, și că lucrul acesta contează foarte mult. Deci, Mă bucur că există în această competiție a vieții, există la Timișoara un curent tânăr și este cu adevărat tânăr. Și decanul este foarte tânăr, conferențiar universitar, născut la vreo 30 de ani după nașterea mea, deci vă dați seama cât e de tânăr, dacă și eu sunt tânăr. Și care cultivă această manieră de a încerca la vârstele acestei tineri ale studenților, masteranților și doctoranților o deblocare, pentru că până la urmă creativitatea înseamnă în primul rând o deblocare a imaginației din corseturile la care a fost supusă să se sedimenteze, din formulele convenționale care nu sunt sau nu fac casă bună cu arta niciodată. Nu poți să fii artist dacă ești inhibat sau dacă ești încarcerat în anumite formule ce devin de la o vreme stereotipe. Mi-a plăcut spiritul acesta al Timișoarei, pentru că nu e o lozincă. Spiritul Timișoarei, zona românească, cea mai tolerantă etnic, național, religios. Apropo, deschid o paranteză aici. Știți câte probleme sunt cu confesiunile. La Timișoara s-a rezolvat simplu. Mitropolitul Corneanu a dat tot ce a avut până la ultimul act de gămărie bisericii greco-catolice. Nu doar biserici, totul, toată arhiva și toate celelalte. Ei, spiritul acesta timișorean pe noi ne-au obosit cu proclamația aia de la Timișoara într-o vreme, dar este prezent în toate. A fost prezent pe vremuri, înainte, deci de 89, în spiritul politehnic. Deci la Timișoara așa facultate se făcea la Politehnică, încât numai absolvenții de Politehnică din Timișoara aveau recunoașterea diplomelor în plan internațional din Corum, în capitalism, în lumea largă și în America. Chestiunile, într-un fel, merg într-un trend pozitiv și într-o inerție bună. Timișoara și-a găsit aripi ca să zboare și să depășească barierele ce i s-au pus împotriva, inclusiv la Universitatea de Vest de acolo, pe toate celelalte paliere. A fost foarte greu cu înființarea Facultății de Filozofie și Sociologie, că n-au vrut nici cum să mai fie o a patra când era București, Iași și Cluj. A fost foarte greu și cu artele, acum arte și design. Probabil că a fost greu și cu unele specializări, acreditări și toate celelalte. Domnul profesor Suciu știe toate istoriile contorsionate, inclusiv ale noastre, pentru că au fost demersurile sale. Și de aceea, poate că după ce v-am spus aceste cuvinte, veți înțelege mai bine că acest spirit de luptă al Timișoarei trebuie să ne fie foarte apropiat nouă. Pentru că și noi încă vom mai avea mult de luptat. Noi avem de luptat să facem facultate de sine stătătoare. Nu doar o direcție, o secție sau un departament sau cum îi vom zice. Pentru că un oraș
care are un liceu de arte și iată, trebuie să deschidem din nou o paranteză și să spunem ce important a fost că am avut noi un mare artist pe Vida Gheza, care atunci când s-a dus la București a știut să bată cu pumnul în masă sau cu piciorul în prag și a zis, vreau un liceu de artă. În caz contrar, cine știe câți ani ar mai fi trecut și când s-ar mai fi înființat o astfel de școală, care ne este atât de dragă și de folositoare, pentru că dă o platformă de lansare tinerilor noștri cu aptitudini. Una este să naști în Baia Mare să ai aptitudini și să faci liceul la Cluj, la Oradea sau în altă parte, și asta e să ai condițiile aici, lucru valabil, evident, și pentru facultate, și pentru masterat, și pentru doctorat, și celelalte. Că fetele noastre s-au dus la Timișoara, eu zic că bine a făcut. Eu am văzut, am mulți prieteni la Timișoara, am văzut care este spiritul Timișoarei, care e învârtoșat și el, și e chinuit de multe cele, pentru că mai avem ecuații nerezolvate încă, dar Universitatea de Vest din Timișoara a dovedit în ultima vreme că are resurse absolut bogate și suficiente ca să treacă, să penetreze porțile imposibilului. Iar această direcție pe care o vedeți în această expoziție, această direcție de evoluție, este una dintre cele mai interesante, pentru că după ce vor parcurge niște etape, vor intra într-o lume care este o lume emancipată, este o altă lume, este o lume care nu e a noastră, unde nu vom putea păși decât la expoziții de artă vestimentară sau la expoziții demonstrative de modă în altă parte, pentru că e o lume a celor, a elitei mondiale, o lume în care odată intrat, acolo ești, sau dacă n-ai intrat, cum se zice în popor, nu există. Eu vă felicit pentru frumoasele produse de aici, deși nu garantez că dacă am fi făcut cumva un duplex Baia Mare Timișoara, nu garantez că ați fi câștigat neapărat cu un arbitraj corect, dacă s-ar fi pornit și creatorii din Baia Mare pe așa ceva. Din păcate, Baia Mare a pierdut domeniul industriei ușoare, în condițiile în care, în vremurile celelalte, atât de bonegrite astăzi, pentru că vremurile roșii au fost înnegrite. Industria ușoară se făcea numai la Iași, absolvenții de industrie ușoară cucereau mai ales cetățile vestimentare ale României și Timișoara era o cetate vestimentară care avea în total 18 unități de industrie ușoară în Timișoara, ceea ce nu mai avea nimeni, urma Sibiul și bineînțeles Iașu și Craiova, dar cu timpul au dispărut toate acestea în Timișoara. Și în Timișoara sunt doar rămășițe la ora actuală și firave și eu cunosc acest domeniu pentru că sunt prieten cu cei ce au mai rezistat pe baricadele industriei ușoare timișorene, inclusiv cu doamna Grapini, care merge europarlamentar, a părăsit lucrul acesta și lupta aceasta, dar firma ei, Triumf și Triumf Internațional, merge. Nu știu dacă nu și colaborați. Colaborăm, da. Da. Și mă bucur pentru ceea ce faceți și mă bucur că ați venit să le arătați copiilor noștri din Baia Mare ce faceți voi acolo, pentru că eu chiar că aș fi satisfăcut să aud că urmează bine calea Timișoarei. Nu de alta, dar Timișoara e un oraș bine reglementat și ca circulație. Tot ce pornește din centrul Timișoarei spre diferite direcții se numește cale. Calea Timișoarei, calea Lugojului, calea Șagului, calea Lipovei, calea Aradului. Deci sunteți pe o cale bună dacă mergeți pe calea Timișoarei. Mulțumesc! Mulțumim, domnișoara Alexandra, pentru deplasarea pe care a făcut-o la Baia Mare și posibilitatea de a vedea în alt spațiu decât acolo unde creează rezultatul muncilor. Vă mulțumim tuturor pentru participare și declarăm expoziția deschisă.